drag locul în care s-a născut și trăiește, unde spune el oamenii sunt credincioși, gospodari, au case frumoase, îngrijite, iar tradițiile și obiceiurile lăsate ca moștenire de la strămoși sunt respectate. A crescut cu cântecul în casă, deoarece mama sa cânta mereu, iar el a fost cel care a moștenit-o. Și bunicul său iubea foarte mult muzica populară, fiind cel mai bun toboșar din Adâncata. Bineînțeles că au făcut deja primii pași în lumea folclorului românesc, are nevoie de încurajare, are nevoie de sfaturi și tocmai de aceea este și juriul aici. Și îi dorim succes, îl primim cu aplauze pe Gabriel Iulian Cârcu. Zice? Frunză verde ca bobul, da frunză verde ca bobul, da mândră floarii norocul, da mândră floarii norocul, nu s-a fost și în tăt locul, nu s-a fost și în tăt locul, ofșânul arită tomul, și nu l-a arătat omul mai. Dar și norocu-i mândră floarii, ai și norocu-i mândră floarii, ai da, nu crește pe cararii, da, nu crește pe cararii, larculeji oaricari, larculeji oaricari, of, lar purtaș la ceatoarii, l-ar purta și la ceatoarii. Dacă și eu l-am samanat, ai că și eu l-am samanat, o, ieși da s-o uscat, o, ieși da s-o uscat, altu s-a mănăș-n chiatră, altu s-a mănăș-n chiatră, și tot răsari odată, și tot răsări odată. Da, eu l-am pus și-n busuiocul, eu l-am pus și-n busuiocul, da și nora sari de locul, și nora sari de locul, și l-am pus și o pieritu, și când colo l-a plijitu,
Of, niciun șiruț nu ești tu, niciun șiruț nu ești tu. Mulțumesc frumos!